Doamnelor și domnilor, bună dimineața, sunt Cristian Foghel din platoul Roman 24. Începem și astăzi seria emisiunilor electorale, avându-i ca invitați pe domnul Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț și candidat pentru încă un mandat la președinția Consiliului Județean. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața, vă spun dumneavoastră și romașcanilor care ne privesc. Și domnul profesor Viorel Stan, candidat la funcția de primar al municipiului Roman. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața, bine v-am găsit pe dumneavoastră și telespectatorilor noastre. Salut cu drag concetățenii mei romașcani. Bineînțeles că vorbim de partea electorală a acestui an. Se apropie, știm cu toții foarte bine și Partidul Social-Democrat, bine, vorba de Alianța pentru Roman 2020, respectiv Alianța pentru Dezvoltarea Neamțului. Pentru modernizarea, că de dezvoltat e destul. Trebuie modernizat? Dezvoltat, da, trebuie modernizat Neamțul. Trebuie să avem o strategie bine pusă la punct, pentru că Neamțul, fiind unul, din punctul meu de vedere, cel mai frumos județ din România și trebuie să aibă parte de o modernizare așa cum merită nemții noștri. Apropo de modernizare, am să încep cu dumneavoastră, dacă nu vă supărați, că județul e, așa cum ați spus, e frumos, trebuie modernizat și mă întreabă oamenii și pe mine, de ce nu s-a luat în calcul până acum, de exemplu, modernizarea masivului Ceahlău? Și anume, ne uităm prin străinătate, poți ajunge la cabana din vârful muntelui cu un teleferic. Dacă ar exista, s-ar putea dezvolta și cabana aia să devină hotel. De exemplu, mai mulți turiști, mai mulți bani. Există posibilitatea sau de ce nu s-a luat în calcul până acum? Nu e vorba că nu s-a luat în calcul. Sigur că există posibilitatea, sigur că luăm în calcul asta, doar că, așa cum mă întreabă foarte mulți din concetățenii noștri, din oamenii din județul Neamț, domnule, uite, avem și drumul ăla de făcut, doar că nu pot să le fac toate într-un mandat, pentru că avem totuși 30 de ani de la Revoluție și cu regret și cu mâhnire o spun. Am găsit când am venit pe scaunul de președinte al Consiliului Județean o infrastructură rutieră praf, varsă, drumuri județene de pământ, drumurile care erau asfaltate erau pline de gropi, era tot și atunci trebuia să mi-am suflecat mânecile, cum zice, da. Se zice la mine la Grumăzești, că eu am crescut la țară într-o familie de oameni simpli, dar întotdeauna la noi cămașa, chiar dacă a fost un pic roasă, a fost curată. Și eu am fost învățat să muncesc de mic. Mie nu mi-e rușine, sunt extrem de mândru de originile mele, pentru că, așa cum spune și o melodie de la țară, vin și domnii, la țară am fost învățat să muncim, am fost învățat să avem respect pentru cei din jurul nostru, am fost învățați să avem respect pentru biserică, da? Și am divagat un pic. Atunci când am venit în scaunul de președinte al Consiliului Județean, trebuia să o iau dintr-un capăt. Adică și am făcut o strategie și am prioritizat, să spun așa, ce am de făcut. Și am spus, prima dată trebuie să modernizez infrastructura rutieră a județului Neamț. Pentru că dacă avem drumuri bune, lăsăm la o parte faptul că oamenii cheltuie mai puțin cu reparatul mașinilor, că lucrurile se întâmplă într-o direcție, că există dezvoltare atunci când avem drumurile bune. Am spus, domnule, repar întâi toată infrastructura rutieră, o modernizez, pentru că avem un județ turistic și este obligatoriu, dacă vrei să-ți vină turiștii, să ai infrastructura rutieră modernizată, după care facem o strategie de dezvoltare a turismului, dar nu așa cum neapărat o gândesc eu. Și atunci am făcut discuții cu operatorii din turism, cu cei care dezvoltă capacități de cazare în județul Neamț, cu cei care practic muncesc în turism și întrețin familiile de acolo. Și am zis, domnule, cum vedeți voi dezvoltarea județului din punct de vedere turistic? Haideți să vedem. Și, sigur, concomitent cu infrastructura rutieră, pe partea turistică, pentru că și asta înseamnă dezvoltarea turismului, că am făcut drumurile bune către Mănăstirea Vărate, Cagapia, Secu, Sihăstrie, Neamț, Mănăstirea Neamț și tot ce a însemnat mănăstiri și unități de cult, am vrut ca turiștii, când ajung în județul Neamț și merg la mănăstiri, să vadă că suntem un județ
de oameni gospodari, într-un cuvânt. Da? Uh-huh. Ei, pe muntele Ceahlău, am făcut, dumneavoastră, bănesc că știți, nu știu dacă ați fost, dar dacă n-ați fost, vă invit să vedeți scara care urcă la vârful Toaca. A fost o muncă de 2 ani de zile. Am urcat acolo materialele cu care am construit scara aia cu elicopterul, adică a fost o muncă de Sisif, să spun așa, să poți să legi scara aia de munte până sus. Sigur că am în plan în viitorul mandat să facem și un teleferic până sus, până pe muntele Ceahlău. Deși unii din turism îmi spun, domn președinte, haideți să lăsăm muntele sălbatic, pentru că am dezvoltat prin proiecte ale Consiliului Județean drumuri turistice, poteci, le-am pus în siguranță împreună cu cei de la Salvamont. Am lucrat și pe partea asta, pentru că muntele nostru sfânt, Ceahlăul, din punctul meu de vedere, este cea mai mare bogăție a noastră, a neamțului, și ne identificăm cu muntele Ceahlău. Pentru că dacă te duci la, nu știu, la Drobeta Turnul Severin și spui că ești din Neamț, cred că prima dată minte la interlocutor îi vine Ceahlău, muntele Ceahlău, muntele nostru sfânt. Așa da? Și atunci, sigur că am și am gândit și îl voi prezenta nemțenilor, un amplu plan de dezvoltare turistică a muntelui Ceahlău și nu doar a lacului Bicaz, pentru că domnule, avem un lac noi, nemțenii, că e al nostru. Așa e. Deși astăzi e al lui Hidroelectrica și mereu am spus, domnule, cum Dumnezeu să dai lacul nostru de la Bicaz unei societăți comerciale pe acțiuni? Păi dacă mâine vine un olandez, un fond de investiții străin și cumpără Hidroelectrica, ea inclusiv. Păi cum faci, domnule, ne ia lacul? Da. Și de-aia am avut discuții, din păcate nu mai avem guvernul PSD, dar voi face în continuare scrisori către guvernul liberal, pentru că vreau ca lacul Bicaz să revină la nemțeni, adică în administrarea Consiliului Județean, în administrarea județului Neamț. Pentru că pe lacul Bicaz putem face o dezvoltare turistică cum nu vă închipuiți. Eu am fost și am văzut lacul di Garda în Italia, lacul Como în Italia. Este, dacă aș putea să spun așa, în termenii noștri, o mașină de făcut bani. Așa e. O mașină de făcut bani. Noi putem dezvolta pe ambii versanți ai lacului, putem dezvolta capacități de cazare, putem dezvolta capacități de evenimente. Pe luciu de apă putem face fel de fel de competiții, de veliere, de bărci. Adică acolo se poate dezvolta o întreagă industrie prin care nemțenii noștri, care vor să dezvolte acolo, să facă bani. Și atunci ce se întâmplă? Ne vin foarte mulți turiști. Deci nu doar muntele Ceahlău, este și lacul, doar că așa cum v-am spus de la început, că aș vrea să închid, să las pe domnul profesor Stan să vă vorbească mai mult despre proiectele lui pentru Roma. Și pe Roma imediat. Așa cum am spus, nu am putut să le fac toate odată. Am vrut să fac infrastructura rutieră, am vrut să aduc bani și am adus foarte mulți bani în infrastructura medicală, în spitalele din județul Neamț, pentru că dacă astăzi te duci în spitale, sigur, mai sunt de făcut modernizări la salonele, dar din punct de vedere al echipamentelor medicale, suntem județul, cred că, cu una din cele mai moderne infrastructuri pe echipamente medicale din țară, pentru că am avut grijă să aducem bani și să investim în echipamente medicale, pentru că și nemțenii noștri, dacă vor să facă un computer tomograf performant, nu, asta e convingerea mea, nu trebuie să meargă la Iași sau la Cluj, eu am vrut ca nemțenii noștri să poată să-l facă aici, la spitalul județean. Ideal ar fi ca fiecare spital din țară să aibă echipamentul ăsta. Pentru mine ideal și mă interesează ca Neamțul să aibă. Sigur, ideal ar fi să aibă toate județele, dar eu m-am îngrijit și am avut grijă ca în județul Neamț să intre foarte mulți bani pe echipamente medicale și asta s-a întâmplat. Și asta pot să vadă nemțenii. Ne întoarcem, nu ne întoarcem, ajungem și la Roma, de la județ, da. Restrângem puțin aria, acest pliant care am înțeles că e puțin
s-a trecut puțin pliantul ăsta, a apărut încă o variantă mai nouă, dacă înțeleg eu bine, sper să nu mă există înșel. La ora actuală un material de promovare cu activitatea de la nivel de județ, în care apare pe copertă domnul președintele Consiliului Județean Neamțu, domnul Arsene, un material pe care eu îl recomand în sensul adevărat al cuvântului, să-l vadă toți, chiar și, și partenerii noștri de dialog din campania aceasta, au ce învăța de aici, în modul cum se redactează și cum se, și conținutul unui astfel de material. Există, fără discuție, ziarul pe care noi l-am realizat, în care... Ce prezintă? În care avem programul nostru în condițiile în care vom câștiga primăria. Iar în acest plan despre care ați vorbit, iar în acest moment suntem în redactare pentru a actualiza, pentru că așa cum foarte bine ați sesizat, lucrurile sunt într-o continuă mișcare, există un dialog complet și complex între noi și cetățeni, suntem tot timpul zilei în zonele orașului și stăm de vorbă cu oamenii, iar oamenii vin cu idei, cu propuneri pe care noi le preluăm, le analizăm și le încercăm să le punem în aplicare în mandatul nostru de la primăria Roman. Deci nu o să poată spune nimeni că, bă, n-am fost informat, n-am știut ce vor să facă oamenii ăștia. Uite, acum aud pentru prima oară că profesorul Viorel Stan vrea să facă nu știu ce în Roman. Nu, da, aveți de fără discuție. Pentru cei care știu gluma, de ce aș spun, pentru cei care caută și nu găsesc programul, noi am fost primii care lucrăm și pe piață, programul nostru pentru primăria Romană este aici și este, așa cum am spus, în ziarul nostru, el fără discuție, că asta înseamnă dezvoltare, asta înseamnă a avea viziune, a fi modificat, funcție de nevoile reale, de moment, ale municipiului Roman. Vorbim puțin despre ideile pentru policlinică. Da, fără discuție. Sunt o mulțime de oameni care se plâng mereu de modul în care arată în momentul acesta policlinica. Este o mare, mare problemă policlinica Roman. Sunt om și vă dați seama că și eu am avut nevoie să ajung în policlinica Roman, din diferite motive, și sunt total nemulțumit. Cei care au fost pe acolo și, din păcate, numărul lor este destul de mare, au aceeași opinie ca și mine. Au existat cetățenii municipiului Roma care mi-au sesizat situația de acolo. A fost și cadre medicale, respective medici din, care lucrează, care au cabinet în policlinica Romană. Din păcate, acolo există un talmeș-balmeș determinat de statutul pe care spațiile medicale de acolo îl au. Statutul, semnând parte din spații, sunt date în chirie, spații sunt încomodat și atunci primăria Roman ca entitate nu poate inveni și să investească într-un spațiu, în a îmbunătăți, a moderniza, a dezvolta, un spațiu care nu-ți aparține. Corect. De aceea trebuie gândită, și am avut discuții cu cei din staff pe subiectul acesta, trebuie gândită o modalitate de preluare a întregului spațiu de către primăria Roman, de investire, acum pentru că au trebuit investit, trebuie luat practic de la zero. Asta, apropo, ce spunea și domnul președinte, să aducem în spațiul policlinicii Roman tehnologie de vârf. Suntem în secolul 21 și am văzut eu dotări la nivelul anilor 70-80. Da. Dotări pe care mi-am amintit, pentru că am fost acolo ca orice om absolut normal, mă trece spre doctor. Dar hai să rămânem o chestie, că nici eu și nici Romașcanii nu înțeleg exact situația. Interiorul cabinetelor aparțin unor privați. Nu privați. Dar exteriorul cabinetelor, holurile, băile, scările... Sunt de folosință comună. Este o situație asemănătoare cu cea pe care o avem și noi la bloc. Noi suntem proprietarii unui apartament. Eu nu, dar ca idee. Da. Așa. Are un apartament, dar există un spațiu comun. Da. Un spațiu comun care se administrează de către o asociație de proprietari. Da? Totdeauna, fiecare noi. Ei, aici este ceva care este în neregulă de la statutului spațiului. Și atunci trebuie să se pună de comun acord, da, împreună cu primăria. E foarte greu ca niște oameni care, chiar dacă au un interes comun, niște oameni care au niște, să spunem, niște, mă rog, niște neempatii, e foarte greu să-i pui de acord
Atunci trebuie să vină o entitate, Primăria Roman, da, care să preia întreaga problemă și să caute soluții pentru rezolvarea lor, pentru că nu se mai poate așa. Deci eu ajung întâmplător sau nu în spațiul policlinicii destul de des și văd nu pentru că așa vă las, ci pentru că este un ban comat acolo și mai, da? Și văd și nu-mi place. Și chiar îmi pun problema, zic, măi, dar ca primar ce poți să faci? Pentru că acea clădire, repet, nu este a primăriei, este a celor care lucrează acolo, care au luat. Deci acolo va fi într-adevăr mult de muncă, e o avură legală. Soluții există. Discutam cu domnul Lucian Micu, care a fost primar la atâția ani aici în Roman, problema aceasta și spunea, Viorel, sunt soluții, avem soluții, sunt lucrate de către noi, dar așteptăm puțin să se limpezească vremurile. Nu uităm că suntem o perioadă destul de lungă determinată de COVID, să limpezească vremurile, să avem o discuție liberă cu acești oameni, cu proprietarii acelor spații și să punem în aplicare. Noi putem investi acolo doar la clădirea devine a primăriei. Dacă vreți, domnul președinte, este ceva asemănător cu situația de la Casa Celibidache. Nu putem să o facem pentru că nu avem posibilități financiare, dar cu ajutorul nostru al Consiliului Județean o să reușim să o facem pentru că devine proprietatea dumneavoastră și puteți să ne ajutați în felul acesta. Ceva asemănător va fi și în cazul primăriei Roman. Vom prelua noi, o vom repara, o să găsim fonduri, ajutoare individual de la președinția Consiliului Județean cu care vă discuție, vă face un parteneriat activ, real activ și fără discuție, că este evident, în beneficiul romașcanilor și vom face ceva frumos acolo. Să-ți fie drag chiar dacă el bun laps, să duci la doctor. Da. Apropo de Casa Celibidache, că tot a adus domnul profesor vorba, unde mergem cu ea? Știu că e un lucru, știu deci că casa e... Casa Celibidache e luată de 2 ani de zile la Consiliul Județean, pentru că administrația romașcană în toată perioada, că tot se lăuda fostul primar Leoreanu că face, că desface, n-a reușit să reabiliteze acest obiectiv, nu important, extrem de important pentru romașcani și pentru județul Neamț. Și atunci am avut o discuție aplicată și corectă cu primarul Micu și am stabilit împreună să preiau Casa Celibidache la Consiliul Județean și să o reabilitez eu. Am făcut toate demersurile, am făcut studiul de fezabilitate din nou, proiectul tehnic din nou, am aplicat la Compania Națională de Investiții și suntem deja cu ea pe licitație. Sigur, se mai uită și domnul Leoreanu pe site-ul Compania Națională de Investiții și vede că suntem acolo și mai face și el câte o postare. Dom'le, Casa Celibidache. Dom'le, jenant. Casa Celibidache este reabilitată de Consiliul Județean și este în proprietatea județului Neamț. Corect. Astăzi. Da. Spunea domnul profesor Stan de dispensare. De fapt, în Roman sunt foarte multe probleme, pentru că discut cu romașcanii și mulți, văzând că nu găsesc rezolvare la problemele lor, îmi scriu mie. Aici lucrurile trebuie luate, cum să spun eu ca să mă fac înțeleg, trebuie luate dintr-un capăt. Da? Așa cum, și fac o paranteză, v-am spus, eu am crescut la țară, da? Și bunicul meu, un om, Dumnezeu să-l odihnească de mare valoare, m-a luat la cosit. Dimineața la 4 ne trezeam că zicea că trebuie să fie rouă, să meargă coasa. Și eu fiind copil, mă duceam mai și spunea, bă, nu te bagi cu coasa niciodată, o iei dintr-un capăt. Dintr-un, da? Capăt, da. Dintr-un capăt, frumos, așa fac oamenii. Asta vreau să spun că trebuie făcut și la Roman. Dom'le, trebuie să o luăm dintr-un capăt. Trebuie să vedem care din străzile județului, care din străzile Romanului sunt încă străzi de pământ sau foarte sparte. Și de acolo trebuie plecat cu infrastructura străzilor din municipiul Roman. După care, aici avem o mare problemă cu infrastructura de apă canal. Așa, da? E. Trebuie să o luăm dintr-un capăt cu reabilitarea infrastructurii de apă, pentru că avem pierderi foarte mari. Pentru că am discutat cu cei de la Compania Județeană Apa Serv, am discutat cu candidatul nostru de la Piatra Neamț și am găsit într-un fel soluție, pentru că vrem
să scădem prețul la apă, nu doar la Piatra Neamț, în tot județul Neamț, inclusiv la Roman. Cum facem chestiunea asta? Facem investiții în infrastructura de apă din județ și o înlocuim, pentru că de acolo trebuia pornit, dacă mă întrebați pe mine, dar, mă rog, n-am fost eu atunci când s-a făcut POS-ul, programul operațional pe infrastructura mare, da? Și dacă reușim să stopăm pierderile, da, putem să scădem și prețul la apă. Nu mai spun de prețul la gunoi, care e foarte mare, și aici trebuie văzut un pic ce soluții găsim. Pentru că, până la urmă, ce trebuie să facă Viorel Stan ca primar? Și am discutat cu el, împreună cu Lucian Micu. Dom'le, noi trebuie să găsim soluții ca calitatea vieții în municipiul Roman să crească. Da? Oamenii să plătească facturi mai mici la apă și la gunoi, să aibă o infrastructură pusă la punct, să nu se mulțumească doar cu o bancă în fața blocului, ci să aibă parte de spații verzi, la două, trei scări să fie un spațiu de joacă pentru copii, să poți să-l ai în ochi, acolo pe copil, da? Trebuie să vedem dacă avem probleme pe subsolul blocurilor, pentru că sunt blocuri inundate, adică așa fac oamenii gospodari. Dom'le, ne apucăm dintr-o parte, pentru că dacă o să sărim așa ca iepurii, dintr-o parte în alta, dom'le, hai să peticim un pic și acolo, hai să facem un pic și acolo. I-am spus domnului profesor Stan, un om în care personal am foarte mare încredere. Îl cunosc pe Viorel Stan de 20 de ani. Ca și coleg în politică, dar și ca om de administrație, dacă pot să spun. A fost directorul liceului Roman Vodă, a fost inspector general adjunct, după care inspector general, astăzi este deputat în Parlamentul României și vreau să vă spun, un deputat cu foarte, cu un foarte mare aport la Comisia de Educație din Camera Deputaților, și îmi spun șefii mei politici, să spun, și îmi remarc aportul pe care îl aduce Viorel Stan acolo. De ce vă spun că eu cred că Viorel Stan este omul potrivit pentru a face administrație la Roman? Pentru că și eu, ca președinte al Consiliului Județean, aș avea cu cine să fac treabă. Da? Da. Cu Viorel Stan, cu Lucian Micu. Eu cred că e momentul ca oamenii să se unească. Pentru că, vedeți, care e politica liberalilor astăzi? Dezbină și condu. Dom'le, nu poți în fiecare zi, în fiecare zi, în fiecare zi, doar să dezbini, să împroști cu ură și venin în societate, pentru că societatea, vorbeam cu un părinte, cu un preot, și spuneam, părinte, mă uit și observ în spațiu public, în mediul online, dar și în spațiu public, extrem de multă ură. Au început să se certe între ei, frați, surori, nu vorbesc de vecini, se bălăcăresc. Haideți să vedem cum faceți biserica. Da. Să, acolo unde vedeți astfel de abordări, să spun, ale oamenilor, să interveniți. Pentru că e mai mult, este nevoie mai mult ca niciodată de implicarea părinților, preoților în comunitate, pentru că trebuie să stopăm odată valul ăsta de ură. Nu putem să mergem doar așa, pentru că nu putem construi dacă mergem doar așa. Orice faci, se găsesc 10 gică contra să te împroaște cu noroi, să spună că nu-i bine. Dacă faci un drum pe aici, dar de ce nu l-ai făcut pe aici? Păi de ce? Păi cum de ce? Că așa vreau eu. Știți cum se spune? Alt vine, domnule, stai puțin că trebuia să-l faci pe aici. Și îl întreb, domnule, dă-mi argumente, de ce? A, păi, nu, domnule, așa cred eu. Urgența fiecăruia e mai mare decât urgența lui. Dar nu vorbim de urgențe. Aici vorbim de modul în care se raportează oamenii la cel care construiește, la cel care face. Sigur, atunci când am intrat în politică și am devenit persoană publică, mi-am asumat și asta, să fiu blamat, înjurat, dar totuși aș vrea ca atunci când fac și fac, Dumnezeu mi-a ajutat, fac lucruri multe bune, nu să mă laude, dar să nu mă înjure. Da. Da, sigur, ne-am asumat chestiunea asta. De-aia vă spun,
Eu am mare încredere, mare încredere în Viorel Stan și am mare încredere că am un partener aici la Roman cu care pot să construiesc, să începem să o luăm, așa cum spunea bunicul, dintr-un capăt și să ne apucăm să reabilităm infrastructura de apă și canal. Să ne apucăm să vedem ce se întâmplă cu străzile. Uitați-vă, încep școlile, mâine, poi mâine. Eu nu știu dacă știți, dar avem o mare, mare problemă în județul Neamț. Vin ăștia din reprezentantul guvernului în teritoriu, prefectura, și spune: domnule, trebuie să duceți copiii cu microbuzele școlare numai unul la trei scaune, patru, nu știu ce. Mai am înțeles. Dați-le microbuze la oameni și da, pot să facă chestiunea asta. Și primarii sunt înnebuniți. Nu au bani să deschidă școlile, vă spun. Nu au bani să deschidă școlile. Eu am Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului. Abia am avut bani luna septembrie să dau banii pe luna august. Anul trecut, când a fost guvernul PSD, Direcția Generală a avut, mă rog, fonduri alocate și a cheltuit 128 de milioane, ceva de genul. Deci ăștia sunt banii care ne trebuie să putem să întreținem direcția asta, pentru că sunt persoane cu dizabilități, copii cu nevoi speciale, da, cei care sunt în grija statului, da? Copiii cu probleme, persoane cu probleme. Dom'le, la începutul anului, guvernul ăsta liberal, care pot să spun că din punctul ăsta de vedere, pentru cei cu nevoi speciale și pentru oamenii cu probleme, a fost un guvern criminal. A alocat doar 20 și ceva de milioane. Deci nevoia era de 120 și ceva, am gaură de 100 de milioane pe bugetul de GASPC. Am luat bani de la investiții să pot să plătesc, să le dau bani, să aibă de mâncare, de întreținere, de salarii, de tot. Și acum fac zeci de adrese la guvern și se uită așa cu dispreț spre... Astea sunt probleme grave. Da? Școlile. Dom'le, dacă vrei să deschizi școlile, haideți să vedem cum facem, să alocăm resurse pentru chestiunea asta. Și domn profesor Stan e un om care poate vorbi despre școli mai bine ca mine de 100 de ori și mai mult ca mine de 1000 de ori. Și chiar aș vrea să abordați subiectul ăsta, domn profesor, pentru că mie mi se pare extrem de important. Sunt oameni care stau cu grijă și sunt nu îngrijorați, înspăimântați că trebuie să-și ducă copiii la școală. Așa este. Și eu aș fi la fel. Așa este. Și eu aș fi la fel. Da? Și nu știu se deschid școlile, cum se deschid, în ce condiții, cum își duc copiii, cum sunt protejați copiii. Păi asta era un subiect pe care trebuia să-l atingem în cursul emisiunii, dar dacă tot vorba acum, domnul profesor Stan, cum e cu școlile? Cum? Ce sunt? Da, fără discuție, ceea ce a sesizat și a enunțat domnul președinte al Consiliului Județean, prezent și viitor, este o problemă majoră. Problema aceasta a microbuzilor, domnul președinte, nu uitați că ați rezolvat-o dumneavoastră într-un fel, crpind, aducând un număr de microbuze noi, iar un inspector școlar general, dar sunt ultimele intrate în județ? Știu. Acum vreo 4-5 ani? Și doar PSD-ul, doar guvernul nostru, în 2-3 valuri, să spun exact, așa, a dotat școlile cu microbuze. Așa e. Liberalii niciodată. Și acum sunt mari probleme cu transportul elevilor. Acele și sunt. Le-am spus, domnule, luați repede, faceți o licitație internațională, nu știu, aduceți că n-aveți cu ce să transportați elevii. Domnule, eu n-am văzut mai mare dispreț pentru bătrâni, pentru copii, pentru că dacă ne ducem la bătrâni, că am întrerupt un pic ce vrea să spună, ei spun, domnule, am dat 14% la pensii. Nu, domnule, ai tăiat 26%, pentru că legea trebuie să fie lege pentru toată lumea. Indexarea pensiilor era cu 40%. Guvernul PSD, când a făcut indexarea pensiilor, a făcut-o cu o predictibilitate pe viitor și cu condiția că, sigur, atunci când tu faci, te și obligi să ai bani să plătești pensii. Și vii tu acum, guvernul liberal, și spui, domnule, am crescut cu 14%. Nu, voi ați tăiat pensiile. Asta ați făcut. Cum ați făcut și în 2008, când ați tăiat salarii și pensii, asta ați făcut și acum. Guvernele de dreapta întotdeauna au tăiat de la cei mulți, de la cei cu nevoi, de la pensionari, și au dus spre sector. Păi cum tai tu pensiile, dar dai ajutoare de stat de sute de milioane la multinaționale?
De unde ai tu bani în pandemie să faci ajutoare de stat la companiile străine, doar străine, și dați-mi o singură firmă românească care a primit bani, dar bani de pensii pentru bătrânii noștri nu ai. Pentru că pensia, domnule, nu este așa, nu e un ajutor, adică tu nu-i faci o facilitate pensională, este dreptul lui. A muncit omul ăla o viață și este dreptul lui. Dă-i, domnule, bănuții. Ți-e rușine? Cum să-i tai tu omului pensia? Asta fac liberalii, din păcate. Plecăm la școli și la elevi. Da. Și o problemă care o cunoașteți, pentru că ați fost implicat direct, am avut o comunicare activă în acest domeniu, este aceea faptul că acele microbuze se mai și strică. Exact. Și nu există un plan gândit în spate pentru a le repara, pentru investiții. Au fost puse în brațe uneori școlilor, uneori conducerilor primării, descurcați-vă cu ele, spălați-vă pe cap cu ele. Da. Și nu există în acest moment. Deci aceasta este o problemă pe care... Deci trebuie în licee sau în școli să angajeze și mecanici auto sau cum... Se poate. Noi gândisim atunci la, nu știu dacă știți, amintește, o unire a tuturor microbuzelor pe anumită zonă areală într-un fel de microautobază, pentru că au nevoie de tot ce înseamnă, e vorba de mișcarea unui personal, deplasarea de persoane cu un transport, un fel de transport, să spunem, ai în comun pe secția, pe partea restrânsă. Întorcându-mă la începerea școlilor, așa cum probabil știți, noi, cei de la PSD, suntem printre oameni și în fiecare dimineață, în fiecare după amiază, ne găsim în diferite cartiere orașului, stăm de vorbă cu oamenii. Spre exemplu, aseară am fost în Spirodava și mi-a făcut o plăcere deosebită să vă reîntâlnesc cu oameni deosebiți din zona aceea pe care îi cunosc, dar și cu oameni simpli care m-au recunoscut, mi-au salutat și am avut un dialog foarte activ. Și mă uitam la copii. De-abia așteaptă să înceapă școala. Așteaptă să înceapă școala. Chiar întrebam, copilaș, cum e? Începem școala? Începem. Bun. Răspunsul pe care, problema care mi-a apărut mie în minte atunci, sunt două mari probleme. Prima problemă este modul în care școala, ca și clădire, ca și infrastructură, da? Este pregătită pentru începerea școlii, pentru a proteja, pentru protecția copiilor. Este și o glumă pe net, sigur știți, cea legată de, nu cu Pepsi glasul, da. Pepsi glasul, care este pus în față, respectiv, la... De ce? Pentru a proteja pe cel din spate, de fața mea, da. Pe cel cu spatele, de eventualul COVID. Vreau să spuneți și mie, dar COVID-ul ce face? Merge numai fața spate, așa de plasarea lui, ca să știu și eu, dar el nu poate să? O oară, în pauză, urma aceea, știți, nu ne dați idei cu... Când ne pun ăștia și... Dar era numița aia pe internet. Cu asta nu e masca cu care ai plecat dimineața la școală. Exact. Nu, că am făcut schimb cu Andrei, deci, care apare... a luat-o de la Mihaela, că era, deci, mai frumoasă. Deci această protecție pe care eu le recomand copilor și cred că ce vă spun, discuție că am avut-o face-to-face cu ei în toată această campanie. Copilași mici, dragi și frumoși. Chiar întrebam o fetiță ieri. Nu e așa că tu, când ai să la școală, să sari în brațele colegii tale care n-ai văzut toată vara și de asta primăvară, de-aia de Paști. Hai să zici, da, sigur, nu, tocmai asta este, nu. Vedeți, da. Suntem cu 3, 4, 5 zile înainte de începerea școlii. Odată, a doua oară. A doua problemă majoră și dacă partea aceasta o pot înțelege, pentru că există și o activitate pe plan mondial și trebuie să spun adevărul, domnul președinte, trebuie să spun adevărul că acest guvern nu ia nicio decizie până nu-i vine informația din afară. Până nu prea iau un model din afară. Ați greșit, îmi cer scuze că vă întreb. Nu informația. Până nu-i vin ordinele. Îmi cer scuze. Am greșit. Ordinele. Până nu-i vin ordinele din afară. Deci am zis, toți stați și am așteptat, spuneau televizor, așteptăm să vedem evoluția pandemiei. Nu e adevărat. Nu veniseră ordinele de la alte părți ale Europei, ale lumii, poate să se organizeze, să se desfășoare activitatea într-un fel. Înțeleg, gândesc, dar... Trebuie spus foarte clar că acest guvern, Ministerul Educației, nu a făcut absolut nimic organizat. Deci nu există un concept de pregătire a cadrelor didactice pentru activitatea online. Deci nu s-a făcut niciun curs organizat și gândit. De ce trebuie să o spunem? De la un stand, a venit cu centralizarea? Nu! Vorbim despre sistemul național
Sistemul Național de Educație, la care trebuie să existe un concept, nu un ordin. Nu dăm ordine, un concept comun de abordare. Dar de ce trebuie să fie un concept comun? Pentru că evaluarea se face la fel, indiferent în ce școală ai învățat. De aceea trebuie un concept comun. Nu există, niciun curs de formare a cadrului didactice elaborat și gândit la nivel național. Profesorii care sunt conștiincioși și știu că sunt marea majoritate a colegilor, au stat pe YouTube, au stat singuri toată vara și au învățat singuri cum să predea așa online. Pentru că a preda online nu înseamnă o activitate ca la televizor. Stau frumos și mă filmează cineva și sau transmite prin live ceea ce fac eu. Nu! Înseamnă o interacție gândită pentru cunoscători și pentru necunoscători. Abordarea unei lecții online se face pe baza unui scenariu. Iar un scenariu înseamnă deja ceva predictibil. Am gândit să facem următorii pași. Deci nu a existat așa ceva. Deci școala începe la 15 septembrie, la Roma, am înțeles, pe varianta galbenă. Deocamdată, nu se știe cum evoluează. Așa, dar începe, iertați-mă, la nivel de amatorism. Ceea ce nu este caracteristic unui sistem de învățământ serios. Eu aici condamn cel mai mult Ministerul Educației Naționale, că n-a făcut lucrul care era cel mai ușor de făcut. Adică, elabora în principiu general la nivel național, nu eu, marele deștept ministru, nu, ci grupul de experți, că sunt experți în educație, oameni adevărați, plecând de la domnul Marga, care a fost un pilon de bază al sistemului național de învățământ modern, până la Institutul de Științe și Educației și așa mai departe. Sunt oameni care știu. Cu ei împreună ai format un concept general, pe baza acestui concept ai luat o programă care de formare a formatorilor, formai 40 online, 40 de formatori, pe care 42 de formatori, pe care trimiteai pe fiecare în județe și aveai timp toată vara. Vă rog să vă reamintiți. Reforma din învățământ pe care noi am rezolvat-o, deși Guvernul Liberal o enunțase în 2001, noi am elaborat-o cu clasa pregătitoare. Noi am format, noi PSD-ul când am fost la guvernare cu doamna ministru Antonescu, am format toate cadrele didactice care pentru prima dată intrau la clasa 0, i-am format într-o vară. Odată că am format pe ei, dar am avut încercat de aici, am avut și la nivel național un grup de formatori care au format apoi, pentru că în fiecare an, în primii 5 ani, aveam tot timpul o nouă clasă 0 și am făcut lucrul ăsta. Și nu s-a făcut lucrul ăsta astfel încât calitatea actului educațional acum, la început de an școlar, eu o preconizez că nu va fi 0, dar nu va fi 0 nu din cauza Ministerului, ci din cauza, deci va avea o creștere, dar din cauza va fi datorită, nu din cauza, datorită colegilor mei, care sunt niște oameni deosebiți, care înțeleg rolul lor în această activitate. Două lucrușoare aș avea de spus și anume știm foarte bine cu toții, românilor poți să le iei orice, libertatea de exprimare, poți să le iei libertatea de mișcare, dar Doamne ferește să te atingi de concediu. Probabil că de asta pe timpul verii se fac puține chestii, inclusiv dacă ne uităm în trecutul recent al României, protestele s-au făcut toamna, respectiv la începutul iernii, că nu vrea nimeni să strice vara. Și vreau să vă întreb, nu de concediu, evident, ci de începerea școlii și de scenariul galben. Că pe Neamț suntem în scenariul galben, dar există în Neamț localități, dacă nu mă înșel, unde e roșu. Da. Și atunci vă întreb pe dumneavoastră, acele localități au ce le trebuie ca să înceapă strict în mediul online? Adică, nu știu, tablete, acces la internet, că nu trebuie un internet de anumită calitate? În momentul când guvernul, reprezentanții guvernului în teritoriu, care e prefectura, am o statistică și văd, am atâtea localități pe scenariu galben, am atâtea localități pe scenariu roșu, da? Ce presupune scenariul roșu? Presupune învățământ online, da? Bun, eu ca și guvern mă duc, verific și mă întrebuințez, ca să spun așa, ca acea școală din, sau acele școli din localitatea respectivă pe scenariul roșu să aibă posibilitățile tehnice, materiale, să desfășoare învățământ online. Noi n-am făcut nimic din chestiunea asta. Am vorbit ieri cu doamna primar de la Poiana Teiului și femeia era
înnebunită de cap și spunea, domn președinte, nu știu ce să fac, nu știu cum să fac, pentru că oamenii ăștia mă obligă să fac niște lucruri, dar nu-mi pun la dispoziție nimic. Da, despre asta vă întrebam, da. Adică, cum v-am spus, dimineața vorbeam cu primarul Covasan de la Dămuc și îmi spunea, domn președinte, ăștia nu sunt sănătoși. Păi ne-au trimis o circulară că trebuie să transportăm copiii la școli. Și eu am școli în diferite, toate satele, zonă de munte, să transportăm copiii unul la trei scaune și nu știu ce. Dom'le, capacitatea mea de transport pe microbuzele școlare dimensionată după copiii din școli, așa cum era înainte. Corect. Pentru că guvernul n-a venit să-mi dea microbuze în plus. Și atunci astăzi îmi spune să transport... Păi cum să fac chestiunea asta? Că am încercat să găsesc microbuze, nu se găsește. Faci 60 de transporturi. Exact. Păi eu trebuie să... Nu-i vorba că faci 60. Eu trebuie să transport toată ziua copii, dar nu pot să-l transport pe Ionescu la 9 și pe Popescu la 11, pentru că cursurile încep la ora 9. Exact. Popescu când ajunge, Ionescu pleacă acasă, s-a terminat cu școala. Exact. Ca să înțelegeți ce debandadă și ce lipsă de organizare există în începerea anului școlar din partea liberalilor. Dom'le, nimeni nu-i perfect. Eu nu spun că noi am fost ușa de biserică sau că am fost perfecți. Nu. Am fost onești în primul rând, am încercat să facem lucrurile așa cum trebuie, am încercat să aducem așa cum spuneam și înainte, să facem ca calitatea vieții să crească, să aducem un respect și o recunoaștere pensionarilor noștri care au muncit și au clădit România de astăzi, pentru că mie îmi plac și sunt un foarte bun prieten al tinerilor. Dacă când îi văd în online că vorbesc nu știu cum la adresa bătrânilor, vreau să le reamintesc că țara asta noastră și Romanul și Piatra Neamț și județul ăsta a fost construit cu sudoarea și cu munca lor. Haideți să-i respectăm. Haideți să le dăm respectul cuvenit părinților noștri, bunicilor noștri, iar atunci când statul prin legi se obligă să le crească pensiile, da? Haideți să le creștem, nu să le tăiem. Pentru că vedeți dumneavoastră, asta spuneam și am spus, așa mi-am încheiat povestea mea din această broșură, care sper să ajungă la toată lumea, că discuția nu este despre mine. Și nici n-a fost vreodată. Este vorba despre noi toți și ce putem face împreună pentru județul ăsta. Pentru că dacă o să gândim așa, că discuția este despre noi, nu despre Stan, nu despre Ionescu, nu despre Popescu și nu despre Arsene. Cu siguranță nu despre Arsene. Pentru că eu sunt trecător prin funcția asta politică și prin viață, ca noi toți. Da? Însă aș vrea ca atât cât stau într-o funcție publică și dacă nemțenii mai mă vor președinte de Consiliul Județean și vor să mă pună la treabă și în următorii 4 ani de zile o să mă voteze. Dacă nu, nu o să mă voteze. Dar eu vreau așa, că atât cât stau într-o funcție publică, atunci când îmi termin un mandat, două, nu știu, să pot să merg pe stradă, să pot să mă uit la dumneavoastră cu fruntea sus și cu spatele drept, să nu fie rușine nicio secundă și să știu că am făcut tot ce a ținut de mine ca viața oamenilor să crească, ca infrastructura să fie modernă, ca nemțenii noștri să fie tratați în spitalele din județul Neamț și să aibă parte de un act medical de calitate, să putem să ne mândrim cu turismul și cu obiectivele turistice din județul Neamț, pentru că inclusiv obiectivele istorice, muzeile, teatrele și tot ce avem noi trebuie reabilitat și eu am un program amplu de reabilitare, sunt în curs de reabilitare. Intră și cetatea Romanului, cetatea de pământ, de la Haideți Divinț? Să vă spun cu cetatea Romanului și chiar, uitați, mă bucur foarte mult că m-ați întrebat despre asta. Cred că în anul 3 al mandatului meu, având un consilier, am un consilier personal de aici, de la dumneavoastră, din Roman, fost jurnalist, un om foarte inimos și vă spun cu dragoste de Roman. Și a venit într-o dimineață la mine și mi-a zis, domn președinte, nu știu dacă știți, dar noi la Roman, acolo la Gădinți, lângă, avem o cetate, da. Cetatea Roman. Și am spus, domnule,
Cu rușine, nu știu. Nu știe nimeni, asta nu e știu. Ideea, că nu sunteți singurul. Și, domnule, aș vrea să mergeți, să vedeți. Sigur că imediat mi-a strânit interesul, că eu sunt un om care îi place să construiască. Da, da? Și mi-a spus de povestea cetății și imediat am cuplat și am zis, domnule, o idee extraordinară să reconstruim cetatea, să aibă și romanul o cetate, pentru că cetatea Mușatina, așa cum e romanul, nu? Un oraș cu o încărcătură istorică senzațională, dacă ne uităm doar la arhiepiscopia romanului și la tot ce înseamnă romanul, îi un oraș cu o încărcătură istorică și culturală foarte mare. Și am zis, hai să mergem. M-am dus. Nu vă spun cât de greu am identificat-o, că până la urmă nu mai e nimic acolo, doar niște bălării, da? M-am dus la Comuna Gâdinți. Dom'le, dați-mi actele, dați-mi să mă uit, să vedem, haideți să transferăm la Consiliul Județean, ca eu să mă apuc să pot să fac demers. Nu-i la ei. Am venit la Român. Dom'le, dați-mi să văd. Nu-i. M-am dus la Ministerul Culturii, m-am dus la Ministerul Finanțelor, m-am dus la Ministerul Dezvoltării. Și am 2 ani de când o caut și nu-i nicăieri, ca să înțelegeți. Deci vă spun sub cuvânt de onoare. Cetatea Romanului nu există în scripete nicăieri. Cred că până la urmă o să trebuiască să facem o chestiune în instanță. Nu știu cum, dar o să o reușim să o facem. Pentru că am ambiția asta, eu ca președinte al Consiliului Județean, să fac pentru romașcani, să reconstruiesc cetatea Romanului și să o punem în valoare turistică. Este păcat de la Dumnezeu să aveți un așa obiectiv istoric, da? Uitați-vă cum fac bani grecii, cum fac bani italienii, cum fac bani spaniolii. Dom'le, dacă nu știm, ce e atât de greu să ne uităm la alții? Din pietre, în Grecia te duci și ți arată 4 bolovani că nu știu de când și plătești bilet, da? Da. Oare de ce nu putem noi să reconstruim cetatea Romului, care are o istorie senzațională pentru cei care o cunosc și care vor să citească despre ea, și să facem și noi bani cu cetatea Romanului? Acum, dacă nu mă înșel, se și poate ajunge mai ușor la cetatea Romanului, nu? Că e pe lângă unul din drumurile reabilitate. Da, am reabilitat drumul de la Gâdinți până la un nivel. Am încă un proiect în continuare. Sigur, nu discutăm dacă... Nu dacă. Sigur, voi reuși. Pentru că de regulă ce îmi pun în plan reușesc, voi reuși să găsesc soluții, să aduc acest obiectiv la Consiliul Județean și să încep un proiect mare, un proiect de reconstrucție a cetății Romanului. Și atunci vom duce și toată infrastructura. Vom face un obiectiv turistic și istoric, cu care eu personal spun că și romașcanii se vor mândri și județul neam se va mândri. Și ar fi în administrarea Consiliului Județean sau a primăriei Roman? Va fi în administrația Direcției Muzeale a județului, pentru că acolo trebuie să fie orice obiectiv istoric. Eu întreb pentru că nu știu exact. Trebuie să fie în administrarea Direcției Muzeale și va fi la județul Neamț, nu la Consiliul, la județul Neamț. Aha. Și, dar nu, nici nu contează cine îl administrează, pentru că și cetatea Neamțului, care e la Târgu Neamț, e administrată tot de județul Neamț, de Direcția Muzeală. Și Casa Creangă, și Veronica Micle, da. Și Muzeul de Istorie, și toate muzeele. Și acum Casa Cilibidache va intra tot acolo, pentru că așa cred că Direcția Muzeală, având angajat specialiști în domeniu, poate să administreze mai bine și degrevează și bugetul. Uitați, vorbim de Casa Celibidache, da? Degrevează bugetul municipiului Roman de cheltuieli inutile, inclusiv dacă ar fi fost la municipiul Roman, de personal, de specialiști, de... Până la urmă nu ia nimeni din România. Aici este. Rămâne aici. Romașcanii se mândresc cu ea. Este aici, va fi vizitată, îi vom da o utilitate publică așa cum trebuie. Că vreți să ajungă, scrie aici, nu găsesc în momentul ăsta, transformarea ei într-un muzeu, vorbim de Casa Celibidache. Da, da? Da. Transformarea ei într-un muzeu dedicat personalității marelui dirijor, bineînțeles și compozitor. Clădirea a fost introdusă pe lista de priorități în 2018 a Companiei Naționale de Investiții. În acest an s-a scos la licitație
ce spuneați mai devreme, proiectarea și execuția lucrării. Haideți să vă mai spun un singur, că vă întrerup, un singur obiectiv și mă opresc pe discuția asta, pe care îl are cetatea Mușatine, pe care îl are Romanul și trebuie reabilitat și pentru care eu personal am făcut eforturi foarte mari. Vorbim de spitalul vechi al Arhiepiscopiei Romanului. Aveți acolo un monument istoric de mare, mare, mare valoare. Fundația care administrează spitalul, Fundația Melchisedecă al Arhiepiscopiei, a făcut un proiect senzațional, senzațional, pentru a transforma acea clădire într-un spital. Într-un spital, bun, el va rămâne monument istoric, dar într-un spital modern, într-un spital pentru persoanele cu nevoi, da. cu să spun așa, funcționalități speciale. Cât am fost noi la guvernare, am trecut toate etapele, toate, ca el să intre pe licitație la Compania Națională de Investiții, mai era nevoie doar de o hotărâre de guvern. Da? În momentul când a căzut guvernul Dăncilă și a mai stat, nu știu cât, o lună, așa, nu mai avea aceleași atribuții pline și nu s-a mai putut da hotărârea de guvern. Și aici vorbim de 9 luni de zile, da? De 9 luni de zile. Eu, ca președinte al Consiliului Județean, eu de la Târgu Neamț, da, m-am bătut pentru spitalul ăsta să-l aduc acolo. Domnule, de 9 luni de zile, mari oameni politici de aici, de la dumneavoastră, de la Roman, care se laudă că sunt șef pe la București, prin structurile de partid, n-au reușit să treacă acest obiectiv, că era acolo, în ședința de guvern, trebuia în următoarea ședință să fie aprobat. Și n-au reușit să facă chestiunea asta. Și uitați, o provocare pentru mari oameni politici ai Romanului. Dom'le, faceți ceva și dați hotărârea asta de guvern pentru ca acest obiectiv extrem de important pentru romașcani să înceapă să fie reabilitat. Astea sunt lucruri. Astea sunt lucruri cu care ne identificăm noi ca oameni politici, da? Eu când voi pleca din politică și într-o zi fiecare plecăm din politică, vreau să știu că mă identific cu niște lucruri. Da? Pentru că asta trebuie să facă toți oamenii. De-aia ne aleg oamenii. Domnule, nu ne aleagă să stăm să ne certăm. Domnule președinte, vă asigur, cunoscând și fără să critic pe nimeni, că tot noi doi vom rezolva această problemă. Dumneavoastră, în calitate de președinte a Consiliului Județean, eu în calitate de primar al Romanului, vom rezolva problema aceasta pe care alții... Atât timp cât e guvernul liberal, nu vor face, pentru că știu discuțiile, știu... Nu vor tocmai face. De ce? Din răutate, din ticăloșie. Exact. Da? Dar am convingerea că PSD va reveni la guvernare. Romanul și în prima ședință... Uitați, le promit romașcanilor și, așa cum mă cunoașteți, sunt un om de cuvânt. Întotdeauna ce am promis, m-am ținut de cuvânt. Și vă promit că în prima ședință de guvern, atunci când va veni un guvern PSD, acest obiectiv extrem de important pentru dumneavoastră va fi aprobat. Printre alte proiecte, pentru că ăsta este într-adevăr unul care ne stă nouă ca un ghimpe pe suflet, da. Spitalul vechi, da. Bijuterie de clădire care stă și a început, vă spuneam, da. Trecută să crească copaci din pereți. N-am văzut până acum niciodată. Și Casa Celibidache și, bineînțeles, vorbim de obiective pe care pe noi ca romașcani ne interesează și ne doare să le vedem lăsate așa. Ar mai fi, bineînțeles, și alte obiective care să ne facă viața mai frumoasă, mai plăcută, cum spunea și domnul președinte puțin mai devreme. Tot în proiectele de noastre văd aici realizarea unui cinematograf în aer liber. Fără discuție. E altă problemă de care... Acest punct de pe programul nostru, în eventualitatea că ajungem la primăria Roma, este și realizabil. Va fi cel de-al doilea cinematograf în aer liber pe care îl va avea Romanul. O dată, a doua oară, nu uitați de întreg ansamblu pe care noi, pe un proiect continuat, de continuitate, facem paranteză ca să rămânim și conceptul acesta. Un primar nu ia totul de la capăt, îngroapă ce a făcut primarul anterior și face el altceva verb. Este obligat prin lege să continue proiectele din urmă. Și să sperăm că vom reuși finalizarea proiectului cu cinematograful Unirea, cu întregul același ansamblu cultural, astfel încât cinematograful în aer liber, cele două,
unul făcut de noi, unul existent deja, ansamblu de la, cu tot ceea ce am gândit de la Parcul Zăvoi până la, dincolo de, să facă parte dintr-o zonă activităților recreative adresabile această zonă întregii populații tineretului, oamenilor de vârstă mijlocie, oamenilor de la vârsta maturității, astfel încât să existe și să coexiste o activitate culturală, cultural-educațională, sportivă, la nivelul municipiului roman. Trebuie neapărat să mă introduc și eu puțin în povestea asta culturală. Știți foarte bine că activez ca actor amator la o trupă de teatru de amatori din Roman și se ridica problema în cadrul trupei noastre, ca discuții, despre o sală care stă efectiv, o clădire care stă efectiv degeaba și se deteriorează de la o zi la alta, și aici vorbesc de fostul club al cu pionierilor, da? Da? Casa pionierilor. Altă poveste. Care stă foarte bijuterie. Atenție, sala este a noastră, a comunității, a noastră, a romanului, sala despre care vorbiți. Clubul fără acea sală este în proprietatea comunității respective, a Minești. Că nu există nicio soluție. Cum se spune? Da, există. Există pentru că politica este printre altele, și toată lumea o știe, dar nu o pune în aplicare, arta negocierii. Vorbim de proprietar cine? Comunitatea armenilor, da, nu? Da, cu care s-au discutat la un moment dat cu domnul Vosganian despre acest obiectiv. Apropo, domnul Vosganian este azi mâine la Roman. Întâlnindu-ne la o cafea întâmplător, l-am întrebat: domnul senator, nu putem să facem ceva cu proprietatea comunității armenilor de acolo? Și a zis domnul președinte: ba da, cum să nu? Și pe noi ne interesează ca autoritatea publică să vină și să începem o discuție pentru a reabilita. Dar n-a venit niciodată nimeni să ne întrebe. Dom'le, haideți să vă spun o chestiune. Că spunea domnul profesor Stan despre arta negocierii. Atunci când te interesează să faci ceva, te duci, bas la ușă, nu ți se deschide, nu știu, dai o roată, te uiți, bă, găsesc un geam deschis, intru pe geam. Dom'le, nu se poate, dacă vrei, să nu poți. Eu așa mi-am propus că știți foarte bine, când a venit guvernul liberal, a început premierul Orban și toți să mă acuze pe televiziuni că, domne, că toți banii s-au dus la neamț, că neamțul a luat bani. Dom'le, nevoia neamțului a fost mare, pentru că zeci de ani de la rând v-ați bătut joc de noi și ați lăsat Moldova în sărăcie și în subdezvoltare, și atunci sigur că când am avut ocazia și am stat la masa care trebuie, am bătut cu pumnul masă și am spus: trebuie să meargă bani și în Moldova, trebuie să meargă bani la neamț, la mine, să dezvoltăm drumuri, să dezvoltăm grădinițe, școli, să începem să modernizăm județul. După care vin liberalii și spun că am dus prea mulți bani la neamț. Da, și mă mândresc cu asta. Am dus bani la neamț și banii s-au dus și se văd peste tot. Oriunde mergi, vezi drumuri modernizate și tot. Nu poți să faci lucruri fără bani. Exact. Nimeni nu poate să facă lucruri fără bani. Ca să ne înțelegem. Cine spune că face din nu știu ce bici, nu merge. Nu în merge. Calitate de viitor primar al municipiului Roman, asigurându-vă de că ce vă spun este absolut adevărat, beneficiind de o relație deosebită cu domnul Vosganian, un om pe care l-a de cultură, pe care sunt un politic, care eu l-apreciez în mod totul deosebit. Sper că aprecierea este reciprocă și am garanția că așa este. Cunoscându-l pe domnul doctor Nazaretean, care este reprezentantul comunității, sunt absolut convins, domnul președinte și stimați romașcani, că printr-o negociere vom putea să ne apucăm să reabilităm și această clădire, care este și un monument istoric, este și un monument de patrimoniu și care poate fi redată societății, comunității. Bineînțeles, bineînțeles. Nu există, nu există nimic care să nu aibă preț. Și eu sunt absolut convins că pentru un preț corect, comunitatea armenilor renunță la acest obiectiv, absolut, care să revină sau să ajungă în proprietatea municipiului. Dar să știți că sala de acolo este a comunității. Mai aveți casa de cultură, care într-o situație groaznică. Pornim o discuție care durează încă 6 ore. Și aici la fel, îl auzeam pe domnul Laurean: domnule, nu s-a putut lua de la sindicate. Păi eu vă întreb ceva. Domnule, dar oare Târgu Neamțu cum a putut să o ia?
și astăzi este o bijuterie modernizată, corect. Casa de Cultură, în proprietatea orașului Târgu Neamț. La Bicazul și era tot acolo. Și era tot la acolo, Bicazul, da? Am fost de curând acolo, sigur. Da, adică, domnule, Bicazul a putut să o ia, Târgu Neamț a putut să o ia. Și ei îmi spun mie că Romanul n-a putut. Nu. Romanul nu s-a dus să discute și nu n-a fost interes. Dar rămâne să existe interes și putem să ne bazăm pe promisiunea voastră. Spun că profesorul Stan, domnul profesor Stan, viitorul primar al municipiului Roman, împreună cu mine, vom aduce în proprietatea municipiului Roman și Casa de Cultură și Casa Pionerilor. Și Casa Pionerilor, care, mă rog, aparține... Iar la Celibidache lucrurile sunt aproape de final. Comunitatea armenilor, iar la Celibidache este deja rezolvată. Dar, încă o dată, eu fac un apel la Romașcani. De fapt, este o rugăminte și un îndemn. Și sună cam așa. Ajutați-mă ca să vă pot ajuta. Dați-mi la Roman un primar cu care să pot lucra. Dați-mi la Roman un primar cu care să pot implementa proiecte și cu care pot să mă apuc de treabă. Da? Pentru că cu excepția ultimilor 2 ani, când am avut un partener de dialog la Roman în persoana domnului Micu și s-a văzut în proiectele pe care le-am implementat, da, că vorbim de Casa Celibidache, că vorbim de aparatura medicală adusă la spital, că vorbim de strada Mihai Viteazu, da, că vorbim de centura de est pe care împreună am încercat, dar sincer, n-am găsit încă soluția legală, dar sper să o găsesc cu domnul profesor Stan, să o iau la Consiliul Județean și să o modernizez. Adică, voința din partea mea există, dar am nevoie de un partener. Și asta este rugămintea mea și îndemnul către Romașcani. Ajutați-mă ca să vă pot ajuta. Dați-mi un partener serios aici la Roman cu care să facem proiecte. Și eu promit romașcanilor că voi face aici la Roman ce am făcut în tot județul, adică modernizare, că vorbim de infrastructura rutieră, că vorbim de străzi, că vorbim de infrastructura de apă și canal, că vorbim de reabilitarea, pentru că m-am uitat. Dom'le, sunt fonduri europene, sunt fonduri guvernamentale. De ce nu faci reabilitarea termică a blocurilor? De ce nu faci reabilitarea termică a blocurilor? De ce blocurile din Roman sunt în starea aia? Că am mers și eu cu domnul profesor prin cartiere și ne-am uitat. Tu nu trebuie să ceri de la cetățean bani să-ți dea, pentru că sunt fonduri europene cu cofinanțare de 2%. Trebuie doar să vrei. În primul rând, să vrei. Doi, să poți. Pentru că știți cum e, când e voință, trebuie să există și putință, da? Așa e. Și să te raportezi la om în momentul când îți dă votul ca la stăpânul tău, la cel care te-a angajat, că până la urmă ce face cetățeanul cu mine? Dom'le, în momentul când se duce și mă votează, mă angajează să-l reprezint, mă angajează să mă pune la treabă, da? Asta trebuie să facem noi ca oameni politici sau oameni de administrație. Nu după ce am ajuns pe scaunul ăla, gata, am uitat de ce am promis, și nu mai fac nimic. Păi, odată cu aceste promisiuni, pentru că să le țin minte și aș vrea să le văd puse în practică și eu și orice romașcan, întrebați, toate aceste promisiuni aș vrea să le văd puse în practică, pentru că se așteaptă de ani de zile să fie rezolvate aceste probleme. Cu aceste promisiuni trebuie să încheiem ediția de astăzi. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați participat. Și mai erau multe discutate. Cu siguranță ne vom mai vedea, pentru că nu s-a încheiat campania. Vă mulțumesc foarte mult că ați apărut și astăzi în emisiunea Romașcanii Votează. Încă o dată, domnul președinte Ionel Arsene, președinte al Consiliului Județean Neamț, domnul profesor Viorel Stan, candidat pentru funcția de primar al municipiului Roman, cu care ne vom reîntâlni data viitoare. Până atunci, toate cele bune! Toate cele bune! Respect în numele Romașcanilor!